întrebare bună. Cu privire la alocarea unor sume de bani, la portor, o anumită vedere. Stimați consilieri, aveți proiectul de decizie în față. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei pentru amenajarea teritoriului a gunoiștilor și inclusiv 1.000 lei de motorină pentru curățarea gunoiștilor. Inclusiv din suma asta. Din suma asta, corect. Da. Dar, scuzați, dar la ședința trecută nu s-a votat tot... Aceia au fost pentru curățirea precedentă. Am mers tot amenajarea, tot amenajarea, dar nu... Ceea ce am curățit, ceea ce am curățit, dar nu e și sub, eu nu pot, dar tu și... Nu, 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 când te duci acum, haideți, după ședință, mergem cu Tesla Gunoiște și vă uitați după ce am curățit o lună și ceva după, îi uităm situația în Gunoiște. Și o să, o să pui matale tractorul matale, cu motorina matale și îți vezi cât a scoasă. Este îi prăvești cu 50 de... Dar eu spun la amenajare. Deci, stai că-ți dau, deci, nu să-ți dau explicație, păi ascult. Vorbim să amenajăm, să împingem iar, să facem ordine cum a fost. Am scos situația din jurul satului, nu este mizerie cei care au fost, se duce tot acolo cu noi. Acolo implicăm buldozerul și împingem la o lună de zile, facem ordine. Să grăbătești, dacă până acum au și NG-i la oameni, acum atunci tot acolo. Și e nevoie de alocat bani, să curățăm, să facem cât de cât, dar păstrăm în exterior. Nu spuneți, dar curățenia numește. Domnul Mărgar, asta e cu... La ședința trecută, parcă s-o... Curățenie în teritoriu. S-a decis ca... Da, trebuie de altfel ce-o vorba asta. Ei sunt în contracte, dacă e prevăzut pentru amenajarea gunoiului și dar, se facă din contul lor. Dacă nu e prevăzut, atunci e din contul lor. Atunci eu rămas să se discute, să facă contractul, să analizez lucrurile. Care a fost, care e hotărârea mai departe? Deci ei bani să aruncă, dar din partea lor, văd că, după cum spuneți... Deci ei simt capabili să facă curățenie, că bani. Deci să știți că din ceea ce am hotărât noi să ne zmărim o lactață, undeva 30-40% nu plătesc. Înțelegi? Și acum e un dezastru total. Lor le vine greu ca să împing că spui 50.000 dacă nu-i colectez. Dacă el colectează 40.000 și să-i dăie, știu eu, numai 50 la împingere, să fac ordine la bună. Deci e din teritoriu. Dar așa, noi nu putem acum să ne refuzăm de dânsii și să lăsăm să înceapă iară dezastru care a fost. Și eu nu știu, și tractorul ăsta poate să-i dăzi mie el într-o să două săptămâni, poate să-i dăzi mie el nu am convins ceea ce n-ați făcut dumneavoastră. Cu fostile, fost și consilieri, zeci de ani, zici și nu ai fost consilier, domnule. Eu am fost numai, dar matale în postul ăla mai mult. Eu vorbesc că n-am fost 10 ani. Eu nu mai vedeam ea. Eu vorbesc că 10 ani de zile la Cunoaște nu s-o înfins de fel. S-o împrăștet în viile și în ogoarele oameni. Eu de acord, dar acum aia, eu tot își îndezi mie, eu cred că e cam mult. Așa că pare mie. Domnilor consilieri, nu votați de fel. Nu-i votați, dar eu nu votați. Facem și gata, dar camera vă prinde acum, vă exprimați, că sunteți împotrivă, nu vă dați cum face. Să nu suntem împotrivă, domnul primar, noi problem să avem. Uite, dacă asta se întrebăm. Doamna Mitrașco, cât ați făcut calcul la omul ăsta pe la tot? Nu-i pot întrebare. 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 Ați cerut calculul. Toată viața mea este. Înseamnă că aici este inclusiv o tonă de motorină. O tonă de motorină astăzi este 16.600, da? Înseamnă că rămân 33.000. Tractorul ăsta pe oră e 300 de lei. Înseamnă că sunt 100 de ore. 100 de ore împărțit la, până acum 10 ore, am 8 ore punem. Înseamnă că sunt 12 zile. Dar o să pese și mai mult, eu vă garantez. Dar nu o mai mult de 12 zile. Da, vă garantez. Iată că am vrea să simt. Dar și ne domnul de contract și ăla, dar atunci contract și ăla, dacă nu îndeplinești ceva, înseamnă să îndeplinești.
Când apară întrebări, trebuie să fi dintre noastră întâi să raportați, adică de business, să nu apară vârceava asta. 50 de mii, pare mult, dar nu-i mult. Da, pare mult, dar pare mult. La cel care nu i-a fost clar, a putut să apropie de doamna Vidrașcu să se consulte înainte de așa. Eu rog totuși să explicam pentru a contravine vârceava din negociere. Punem la vot. Da. Cine este pentru aceea să aloce 50 de mii pentru amenajarea teritoriului? Curățirea economică. Inclusiv 1000 de litri. Da, aici intră și motorina, da. Păi inclusiv. Mare clar, mare și clar. Inclusiv intră 50 mii. Da, da, da. Cine este pentru? Oșu, domnul Vasile. Cine este contra? Eu am cine să abțină? Și-a spus că face interes și-a spus că nu-i pământ, că nu-i prăjunsatul. Dar nu-i pământ, că nu-i pământ, că nu-i pământ.
noi în piesul de Andrei. Noi comisia care a fost în viață. Acolo mai noi s-au cheltuit cu somn. Domnul ședinte, veți recunoaște. A fost comisia pe deal. Stimați consilieri. Am fost și prin Bărâul ăsta acolo. Am fost puteți să tăci mie. Aș fost la fața lui. Domnul Borde, fost la fața lui. Ai văzut ce lucru s-a fost? Eu sunt de acolo. Acum am mergem pe un lucru așa. Am văzut să vadă. Dar noi suntem de curs și știm care și cu fiecare capricul de duce. Și nu trebuie să ne supărăm unul pe altul. El a spus că cât a fost nici un mare. Eu m-am întrebat. Azi, nu m-am întrebat. Eu cu șase ani de țin de o familie am urmă. Foarte corect. Stimați consilie. Cât ai pinscu cu noi ăștia acolo? O secundă. Îmi permiteți numai să vă dau o lămurire. Este persoana în cauză, ziceți, Costea cu familia lui Chiriac, care are iată acum contractul pentru lucru precedent de 32.900, aproape 33.000 și motorina și ia de 50.000 cel din urmă. Vă zic, este persoana care lucrează, dar Costea nu e și la loc care nu lucrează. Să punem cuvântul. Domnilor consilieri, la întrebarea asta de acum am votat. Trecem la următoare. Și pentru următorul lucru este tot Costea chemat ca să-l facă. Pentru el face lucru.